Aflat sexul bebelușului meu și m-am gândit să împărtășesc această veste și cu voi, mai ales că sunt persoane care m-au tot întrebat dacă voi avea o fetiță sau un băiețel. Și vreau să vă zic că în aceste 3 săptămâni, în vloguri, a trebuit să fiu atentă, nu cumva să dezvălui sexul bebelușului meu, pentru că de câteva ori era să mă scap. Și nu am ținut ascuns, adică nu am vrut să țin secret în aceste 3 săptămâni, dar am vrut să pregătesc un filmuleț mai special, tocmai de aceea nu v-am zis, în care să vă spun ce anume voi avea. Bebelușul meu este... băiat! Voi avea un băiat, voi fi mămică de băieți și pentru că voi avea un băiețel, m-am gândit să îi pregătesc și un tort băiețelului meu, un tort din acesta din scutece, pe care eu singură l-am făcut și pentru că întotdeauna mi-am dorit să primesc un tort din acesta și nu am primit nici, nici pentru Eddie și nici acum, m-am gândit să mi-l fac eu singură. Și având în vedere că este băiat, am vrut să îi fac un castel. Și aici avem baza pe care am făcut-o. Aici am scris boy, pentru că este băiețel. Aici am pus un animal de pluș, avem un ren. Ta-na-na-na-n. Și am făcut și niște turnulețe cu stegulețe. Avem 4 turnuri, 2 în față, 2 în spate. Și m-am gândit că este o modalitate frumoasă să vă dau vestea așa, făcând acest tort pentru băiețelul meu. Și îmi place cum a ieșit, sunt tare încântată de rezultat. Este primul castel din scutece pe care îl fac, dar îmi place cum a ieșit. Deocamdată îl voi lăsa aici, pentru că vreau să mai povestim. Eu inițial am simțit că voi avea fetiță și vorbeam eu cu bebelușul meu și îi spuneam fetița lui mami, prințesa mea, iubita mea. Asta până să am controlul de luna trecută, din urmă cu 3 săptămâni, până să am acel control, înainte cu o săptămână jumătate, 2 săptămâni, parcă deja nu mai venea să-i spun fetița mea, prințesa mea. Și nu mai simțeam atât de puternic că am fată. Nu știu dacă are o legătură sau nu, dar așa am simțit eu. Și stând eu acolo la doctor în sala de așteptare să aștept să pot să intru să-mi vină în rândul, mă gândeam, deși eu îmi doream să am și fetiță, pentru că vreau să-i fac părul, să-i împletesc părul și să-i fac tot felul de codițe, mai ales că mă pricep la lucrul acesta. Și... vreau să îmbrac în tot felul de rochițe, cu tiul și tot felul de culori din acestea de fetițe. Stăteam și mă gândeam, zic, deși eu mi-aș dori și fetiță și mi-ar place să am o fetiță, oare ar fi bine pentru Eddie? Pentru că fetițele sunt altfel decât băieții, sunt altfel construite prin natura lor. Fetele sunt mai liniștite, au alte preocupări, sunt interesate de alte lucruri, activitățile pe care le fac sunt altele. Și stând eu așa să mă gândesc, pentru că am stat acolo în sala aceea de așteptare cam o oră jumătate, cam așa, până am reușit să intru la doctor. Și mă gândeam că totuși pentru Eddie ar fi mai bine dacă ar avea un frățior decât o surioară, pentru că ar putea să facă aceleași activități împreună, ar avea aceleași preocupări, aceleași interese de băieți, mă refer. S-ar juca fotbal împreună, ar merge împreună în expediții, în excursii, ar învăța împreună să ridice un cort, să facă un foc de tabără, chestii pe care le fac băieții și de care băieții sunt atrași. Și... da, după ce am intrat la doctor și mă întreabă doctorul ce este acesta și mă uit eu acolo pe ecran la ecograf și îmi zice băiat, este un băiețel
Și da, voi fi mămică de băieței, sunt o mămică de băieței și să știți că mă bucur foarte mult, în special pentru Eddie, pentru că o să aibă un prieten și un partener de joacă. Așa că da, sunt foarte, foarte fericită și sunt foarte încântată că am băiețel. Vreau să vă zic că și Ed este încântat, deși inițial spunea că vrea fetiță, fetiță. În ultimul timp, nu știu, l-a întrebat educatoarea, știu sigur că l-a întrebat pentru că odată eram și eu de față, dacă are vreo preferință, dacă își dorește băiețel sau fetiță. Și știu că odată a zis bruder, frate, și am rămas așa puțin surprinsă, pentru că mie acasă îmi spusese că el vrea fetiță. Și ultimele dăți nu mai spunea fetiță, adică spunea și fetiță, dar tindea și spre băiețel, spunea și băiețel. Și da, oricum sunt fericită și eu și Cipri că avem un băiețel. Sper să fie sănătos și să se nască sănătos. Asta îmi doresc cel mai mult. Și chiar vorbeam cu Cipri zilele trecute, când am fost cu Edi în parc în Tuttlingen. Văzusem mămici cu fetițe și fetițele și-au adus în parc cărucior cu păpușele pe care îl împingeau și la un moment dat, când n-a mai vrut fetița respectivă să împingă căruciorul, l-a luat mama și mămica aceea avea într-o mână căruciorul cu păpușa pe care îl cărea și în cealaltă mână ținea fetița și fetița mergea pe lângă ea. Și stăteam așa și mă uitam la ele și mă gândeam, zic, eu niciodată nu o să am parte de o experiență din aceasta în care să plec undeva la plimbare sau în parc sau într-o excursie și să trebuiască să iau după mine pe lângă căruciorul bebelușului, să trebuiască să iau cu mine și păpușele sau cărucioare pentru bebeluși de jucărie și sau nu o să pun ceată să împletesc părul unei fetițe, fetiței mele, mă refer, așa. Și îi spuneam eu toate aceste lucruri lui Cipri, la care el îmi spune, tu o să ai parte de pistoale și de săbii și de acțiune și de adrenalină. Și da, așa este. Fiind deja mamă de băiat, într-adevăr, așa este. Mamele de băieți altfel trăiesc această experiență de a fi mamă față de mamele de fete. Au parte de adrenalină, au parte de mai mult pericol, au parte de activități care implică mai multă duritate, mai mult activitate fizică, pentru că băieții, prin natura lor, sunt construiți în așa fel încât sunt mai puternici, sunt mai duri și felul lor de a se juca, dacă ați observat doi băieți cum se joacă, față de două fetițe, este total, dar total diferit. Deci băieții, și când se joacă, sunt mai agresivi, sunt așa mai duri. Și da, voi fi mămică de băieți. Sunt super, super încântată. În curând îmi voi ține bebelușul în brațe și abia aștept. Și să știi că mami te iubește foarte, foarte mult și mami și tati. Și abia aștept să te țin în brațe și să te alin și să te pup și să te cunoască mami. Și nu mai este mult și în curând ne vom cunoaște, cât de curând. Abia aștept momentul acela. Ce a fost mult a trecut, dacă au trecut 6 luni de zile, cu siguranță restul perioadei de sarcină va trece foarte, foarte repede. Și da, am vrut să împărtășesc cu voi această veste minunată, mai ales că mă bucur atât de mult și sunt atât de fericită și n-am vrut să mai țin secret, ca să zic așa, deși nici până acum nu am vrut să țin secret, dar ce s-a întâmplat? Eu am vrut să fac acest tort pentru bebelușul meu și să vi-l arăt și vouă ca să vă dau vestea aceasta, dar nu aveam toate materialele necesare ca să pot să-l fac. Am făcut o parte din el, după aceea am văzut că nu am hârtie ca să pot să fac turnulețele și stegulețele, așa că trebuie să dau comandă de hârtie. Am dat comandă de pe eBay, până a venit comanda a durat câteva zile și tot așa a durat și da, au trecut 3 săptămâni. Important este că am reușit să-l termin. Sunt încântată de rezultat, îmi place ceea ce a ieșit și am reușit să fac și filmulețul și să vă spun și vouă că voi avea un băiețel! Da! Eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem în următorul filmuleț. Vă pup! Pa, pa!
Thank you.